Crede că poate să ia tot. Am umblat mult și în ultimele săptămâni, peste tot unde merg, peste tot văd reclame făcute pentru Victor Ponta. Pe fiecare stâlp, pe fiecare copac, pe fiecare gard și pe fiecare banner. Și mă întreb ca și dumneavoastră, de unde atâția bani pentru campanie electorală? Oare sunt banii noștri din impozite și taxe? Oare sunt bani din corupție? Și atunci, dragii mei, vă spun, Robert, imediat ce voi fi președinte, voi propune partidelor politice să schimbăm legislația de finanțare a partidelor politice și a campaniilor electorale. În luna ianuarie nu trebuie să fie vacanță pentru Parlament. Trebuie să lucrăm, să ajungem odată pentru totdeauna să facem ordine în legea de finanțare a partidelor și de finanțare a campaniilor electorale. Să avem o lege decentă care ne spune foarte clar cine și cât poate să cheltuie în campanie electorală. Este inadmisibil ca unii să cheltuie zeci de milioane de euro în campanie electorală. Este nevoie de mai multă ordine. Este nevoie de mai multă disciplină. Și vreau să vă spun ceva. Este nevoie de cinste. Cu toții știm că se întâmplă lucruri ciudate. Cu toții știm că se poartă modelul de găleată și cizmă. Dar câteodată preferăm să ne uităm în altă parte și să spunem, asta e la noi, merge și așa. Și vă spun, nu mai merge așa, trebuie să schimbăm aceste lucruri în mai bine.